teza datelor pe care într-un fel sau altul le dorim a le dezvolta împreună. O trece în revista tematicii pe care într-un fel sau altul le-am gândit, le-am așezat, avem ceva rezultate, dar n-am reușit să le transformăm în proiecte efezabile din cauza lipsei colectivilor de lucru. Deocamdată vă spunem unde suntem și poate reușim împreună să generăm măcar pe câteva dinile de interes comun, niște teme fezabile și, în același timp, validate, de vreme, pentru că, într-un fel sau altul, avem expertiză deja în tot ce să vă arătăm. Adică, deja, un fel de cercetare preliminară, care ar putea să fie eventual extinsă și dezvoltată concret. De asemenea, fiind o problemă concretă, poate reușim să găsim niște fonduri corespunzătoare. Deci, automat, trebuie să ne mișcăm pe lângă câteva idei pe care o să le povestim. Încă 5 minute. Simboluri de genul ăsta sunt fascinante. Trebuie un mic review în afară de noi. E complicat. Super. Nu, 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 nu
fac și să se găsim și să se împărtează tot. Eu zic să începem. O să încercăm să adunăm o serie întreagă de date pe care într-un fel sau altul de-a lungul celor 16 ani de când a apărut fondarea Centrului de Studii Complexe, noi le-am abordat, l-am tatonat și am reușit să le restrângem câteva metateme care sunt în spatele unei viziuni generale pe care, într-un fel sau altul, ne dorim să o difuzăm în mediul social, în principiu. Aș porni de la definiția care aș vrea să o avem în minte, căci nu ne-am propus să devenim un centru de cercetare, ci un grup de catalizare a unor idei, concepte și difuzie în social, pentru ca socialul să înceapă să miște. Deci nu este, centrul de studii complexe nu s-a definit ca fiind un centru de cercetare. Dorim, la un moment dat, să facem un ISC, un Institut de Studii al Complexității, dacă ne dăm mâna să fim o masă de specialiști suficient de coerentă pe una, două teme bine construite. Dar prin faptul că cei care s-au adunat în jurul centrului de studii complexe au avut șansa să tatoreze, să deschidă, să aibă un portofoliu de cunoaștere suficient de mare, ne-am propus să filtrăm, să acționăm ca un fel de filtru tematic și să încercăm să creăm, ce o să vedeți și astăzi, semințe de teme care au avut coerență în sine, să și validat un pic prin mici experiențe, pe care să le dăm mai departe către stat, către masterat, către lucrări de licență, pentru a ridica puțin nivelul tematicii la nivel universitar în general, inclusiv la unele din centrele de cercetare. Deci scopul este să pachetăm într-o formă coerentă idei fezabile pentru cercetare și să intrăm în parteneriate, noi revenind doar sub rolul de mentor sau promotori de, cum să spun, de relații umane, de networking, de lucruri de genul ăsta și nu de rezolvarea unor probleme. Rezolvarea o ducem către cei care, într-un fel sau altul, fie sunt institute de cercetare, fie sunt institute private de cercetare, care, într-un fel sau altul, au partea asta de, să zicem, logistică și de multe ori chiar și o parte de finanțare, dar nu totdeauna au o tematică de nivelul respectiv pe care noi încercăm să o furnizăm. Deci un upgrade la tematica de cercetare. De aceea, în general, în perioada asta de primăvară, venim cu, de fiecare dată, cu un set de teme, apropo de o ritmologie în asta de însămânțare, în care tematicile respective le veți regăsi după aceea pe pagina centrului, în diferite fațete și dacă cumva rezonează fie cu unul dintre noastre sau poate le puteți transporta mai departe, către un prieten, către un student, către o rudă care ar fi dornică să facă o lucrare de licență mai deosebită sau o lucrare de masterat mai deosebită, ar putea să preia una din aceste teme care au avantajul ca în spate și o documentare deja inițială, nu se pornește de la zero. Și atunci, într-un fel sau altul, am putea beneficia împreună de un lucru la nivel. Prima idee principală pe care vreau să o încadrăm ca să înțelegeți că eu sunt pe o viziune foarte mare, este celebra afirmație a lui Drucker că, în principiu, în etapa în care informația este difuzată, gen Khan Academy sau elementele de universități mari sau laboratoare importante au toată tematica online, problema respectivă de dezvoltare nu mai este că n-am noroc sau n-am informații, ci problema este că o ignor. De aceea spune la un moment dat că nu vor mai exista țări sărace, ci doar țări ignorante și această idee se va aplica și companiilor, și industriilor, și organizațiilor, și în special și în cazul persoanelor. Deci e o mutație foarte importantă care trebuie înțeleasă, că de aici încolo nu se merge în turmă, se merge pe dezvoltare personală, de sensibilitate personală, nu ne putem aplica politica struțului să ne facem că nu există tematica respectivă sau nu importantă și în funcție de fiecare cum își gestionează această problematică, va putea participa sau nu la un nivel de participare și vă aduc aminte dacă de fiecare dată mai punctez și cu niște cărți care merită citite, Povara Cunoașterii, deși este science fiction, arată cam cât de mare este problematica când diversitatea de dezvoltare conceptuală și de cunoaștere este din ce în ce mai mare. Cam asta e situația. Unii au înțeles acest principiu și au ajuns prin networking la nivel extra de mare, se ajută reciproc, alții nici măcar nu știu că există domeniu. Și această diferență mare creează tensiuni sociale, probleme deosebite, iar un eseu care arată cum s-a întâmplat și ce se poate face sau la ce ne putem aștepta, este Povara Cunoașterii în o lucrare, care, o novelă, o carte science fiction pe care o găsiți la editura Nemira. Merită puțin răsfoită pentru că sucerează ceea ce noi, de fapt, într-un fel sau altul trăim.
Deci, cu alte cuvinte, încercăm să conștientizăm populația că temerea asta și există. Asta ar fi mesajul numărul 1. Etapa numărul 2 este legată de Kaufman, o personalitate mare în domeniul complexității, care de fapt spune un lucru fundamental. Un sistem complex poate manifesta proprietăți ce nu pot fi cu adevărat explicate prin studii oricât de amănunțite ale elementelor componente. Întregul se manifestă proprietăți emergente, colective, proprietăți ce nu au nicio semnificație în cadrul analizei sau dinamicii părților. Altfel spus, întregul are legi proprii. Odată cu apariția gândirii complexe, înseamnă că, de fapt, începem să avem, pe de o parte, nevoia unei viziuni de ansamblu, pe de altă parte, începem să avem unelte speciale cu care, într-un fel sau altul, să abordăm probleme socioeconomice globale, probleme legate de formarea minții și dezvoltarea minții, probleme legate de înțelegerea homeostaziei individuale în domeniul biologiei, dar și geostaziei la nivel planetar și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, două lucruri importante în cele două slide-uri. Unu, depinde de noi cum ne vom mișca, e o problemă să nu aplicăm politica strunțului, să ne implicăm în cercetare, în dezvoltare. Și a doua problemă fundamentală este să înțelegem că întregul are, în momentul de față, capacitatea de a fi studiat printr-o paradigmă nouă, numită complexitate, care trebuie difuzată în social. Unii sunt deja specialiști în analiză fractală, alții sunt specialiști în teoria haosului, alții în teoria bifurcațiilor, dar asta nu înseamnă complexitate. Kelly, care este una dintre personajele importante de la London School of Economics, atrage atenția fundamentală. Nu se confundă știința complexității cu uneltele pe care le promovează, între astea fiind toate teoriile și sinergetica și teoria rețelelor. Ea spune în mod explicit, atenție, complexitatea este un mod de a vedea lucrurile. Nu se confundă cu uneltele respective. Pentru asta trebuie un stat de mental, o integrare, o integrare majorată care rezultă din urma studiilor locale pe fiecare componentă în parte. Nu trebuie să fii specialist într-una din ele. Dar trebuie să înțelegi cumva, pentru că fiecare din teoriile discutate, de la teoria haosului, bifurcațiilor, sinergetică, tot ce am spus până acum, îți aduce o altă viziune. Asamblată la un moment dat într-o problemă de proprietate internă, de revelație, dacă vreți, creează o altă abordare. Noi asta încercăm să facem, să promovăm în România această viziune. În cele două ipostaze, complexitatea și această idee, să vă reamintesc încă o dată metafora pe care o avem de transmis, pentru că, în principiu, vom asista la o serie întreagă de schimbări de paradigme. Unii vor rămâne în anul 1900, alții sunt în anul 2000, alții sunt în 2014, iar unii dintre noi sunt deja, știu eu, science fiction undeva din 2030. Deci este foarte mare structura de gândire și diferențele semantice sau de pânzare a problemei. În principiu, societatea industrială însemna o societate rigidă, însemna o problemă legată de proceduri, însemna o problemă legată de linearitate, însemna o problemă de extrapolare. Asta este simbolul societății industriale. Școala, așa cum este construită în momentul de față, programa analitică, așa cum este construită programul de față, este pentru acest gen de școală, în care fiecare se duce în cutiuța lui la școală într-o variantă de servicii, motivat ca atare, fără inițiativă personală, pentru că încurcă producția de ansamblu. Există la un moment dat un moment de tranziție de fază, în clipa de, iată, mă am asta așa, că ăla e așa de puternic că nu pur și simplu mă deranjează. Există un moment, o schimbare, o tranziție de fază, în care, în principiu, se poate, prin metafora asta, observa că încep să se disocieze elementele care defineau societatea industrială și încep să apar germenii unei societăți numai mobile. Simbolul este această navă. Este o societate mobilă, organică, cu valori centrate pe creativitate, deci este deja altă situație, altă structură socială, înseamnă alte relații, alte funcții, alte instituții, care trebuie născute, nu ne poate defini cineva din perspectiva asta de aici, pentru că le extrapolează și tot noi încercăm să marchem zona asta, când de fapt nu mai sunt necesare, nu sunt funcționale, nu sunt normale. Dar nu prea știm despre ce sunt, care sunt la noi, ele se vor naște. Dar din păcate, ne-am apucat bine să generăm societatea asta, că deja apare și acum apare ideea respectivă, așa numitul comutator Negroponte, în care toate lucrurile se constată că au o componentă digitală sau pot fi digitalizate, că orice produs și partea asta de informație, pe lângă energie și materie, este cuantificată sub forma de mesaje, semnale, elemente care declanșează, care reglează, elemente sistemice care folosesc limbaje de anumite factori, inclusiv limbajul universal gen logos. Și atunci, într-un fel sau altul, ne credim că, de fapt, ne-a structurat bine treaba aceasta, de suntem doar într-o
instabilitate de tranziție, că deși vine peste noi genele unei alte forme de organizare, care se numește societatea digitală, cu implicațiile respective, care pur și simplu schimbă cam tot ce știm noi despre produs, producție. Vă dădeam exemplele acelea în care nu trebuie să mai produc obiectul respectiv ca să-l mișc dintr-o parte în alta prin fel de mijloace de transport, pentru că tipăresc la fața locului acolo când am nevoie. Pentru cărți deja este banală, nu vreau să mai fac depozit și să tipăresc cărți ca după aceea sau ziare, ca după aceea să le iau din nou, le trimit pe internet, în formă digitală, și în diferite sectoare, diferite zone, diferite librării, există zone de centre de predare, de hard copy. Dacă chiar vreau să o am tangibilă, mi-o tipărește în 2 minute jumate cu copreț cartonate cu tot. Tehnologia permite, nu mai vorbesc că permite să-mi fac, ați văzut, până și haine. Deci, cu alte cuvinte, trebuie înțeles că vom traversa niște structuri sociale care trebuie înțelese ca atare, pentru că dacă ne focalizăm numai cât de bine pot rezolva o problemă din domeniul fiecăruia în parte, din punctul meu de vedere social vorbim de prea puțin. Avem probleme de ansamblu, avem probleme de grup, avem probleme de societate, nu probleme numai de rezolvat nu știu ce problemă din ecuația economică sau o problemă din nu știu ce problemă de sănătate. Problema este numai de ansamblu și ea își caută soluții și noi, într-un fel sau altul, le vom umple aceste soluții rând de rând, pentru că, într-un fel sau altul, vom supraviețui, dar nu murim. În contextul ăsta, problema care mă preocupă în mod special, ca să încep să povestesc viziunea de-a lungul căreia încep să generez tematicile care ne preocupă, este legată de particularitățile României. Încă o dată, România nu poate să facă ce face nici Tibetul, nu poate să facă nici ce face NASA. Nu are capacitatea necesară. România trebuie să-și găsească, din punctul meu de vedere, nișa, structura socială, problematica respectivă. Fără treaba respectivă, tot timpul vom oscila cum...